Elevii și studenții de la licee și facultăți de profil și-au prezentat proiectele inovatoare pe care au reușit să le realizeze cu ajutorul digitalizării din educație. Potrivit acestora, facultatea, spre exemplu, a făcut ca drumul să fie mai scurt între ceea ce înseamnă pregătirea, viitoarea slujbă și dezvoltarea competențelor pentru noile meserii pentru viitor. Toate acestea au fost discutate și prezentate în conferința RO 3.0, Viziunea Digitală pentru România 2030, organizată de Antena 3 CNN. Digitalizarea în domeniul educației este extrem de importantă. Laboratoarele ultra-tehnologizate, accesul mai ușor la informație sau felul în care este construită programa îi îndrumă pe elevi sau studenți spre modalități practice prin care pot lua contact cu viitoarele locuri de muncă, iar școlile cu aparatură ultra-performantă îi ajută pe studenți să evolueze mai ușor. Școala noastră e digitalizată. Nu vreau să zic 100%, dar la un procent foarte, foarte înalt. Și mă bucur mult de tot că când este competiție, lucrează zi și noapte și își dă interesul. În cadrul conferinței RO 3.0, Viziunea Digitală pentru România 2030, organizată de Antena 3 CNN, mai mulți elevi din cadrul Complexului Educațional Laudereut, dar și studenții de la Universitatea Politehnică din București, au avut posibilitatea să-și prezinte proiectele inovatoare. Am reușit să construim într-o dimensiune a unei doze de suc un satelit complet funcțional care colectează date despre date meteorologice, date despre poluare și am folosit în cadrul lui software-ul făcut tot de către noi cu inteligență artificială. Mulți elevi au ajuns la NASA sau sunt plecați în Statele Unite cu burse educaționale. În plus, cu ajutorul investițiilor în digitalizare și Universitatea Politehnică din București se poate lăuda cu proiecte pe măsură. În 2021, exact ce ziceam, ideea a pornit de la a vrea să facem o rachetă și a vrea să participăm cu ea la o competiție internațională. Și am început în centru campus, centru de cercetare al Politehnicii. Aveam un laborator, câteva mese și cam aia era tot. Am avut prima noastră competiție în 2021, asta este și prima rachetă pe care am avut-o, am fost în Portugalia. Era cea mai puternică rachetă la acea vreme. A zburat undeva la, aici avem prima încercare de lansare în România pe 24 februarie. Presiunea pe care ei o pun normală, firească, în a dezvolta, nu doar a folosi, evident, în a dezvolta tehnologia, este incredibilă. Mintea umană este extrem de creativă și mintea acestor copii este absolut excepțională, generații absolut excepționale care ne vin și în universitate. Am reușit să atragem foarte, foarte mulți și foarte buni în ultima perioadă, tocmai pentru că am oferit acest cadru extraordinar al dezvoltării. Potrivit reprezentanților, investiția directă făcută de companii în cadrul laboratoarelor Universității Politehnice este până în prezent de 9 milioane de euro.